Guvernului au mers în vizită la Ierusalim. Înainte de discuțiile cu oficialii israelieni, premierul Emil Boc și Elena Udrea s-au dus să se reculeagă la Zidul Plângerii. Iar ministrul turismului nu s-a dezlipit nicio clipă de Gabriela. Nu vă spune nimic numele? Este doamna care și-a angajat tot neamul la REA APPS și și-a trimis subordonatele să-i facă menajul la vilă. Delegația română a fost primită pe aeroportul Ben Gurion din Ierusalim în condiții de maximă securitate. Serviciile secrete israeliene au insistat ca premierul să folosească doar o mașină blindată. Restul delegației a fost îmbarcată în microbuze. Imediat după sosire, premierul a avut o discuție cu membrii comunității române din Israel. Da, o să meargă acum. Da, pe seară, acum a mers la comunitățile și după aceea vine la biserica din Ierusalim. Înainte de a vizita biserica, însă premierul și restul delegației au făcut un popas la unul dintre cele mai sfinte locuri pentru creștini, Zidul Plângerii. Flancat de serviciile secrete israeliene, Emil Boc a fost cuprins de profunde trăiri creștine și chiar a ținut să respecte tradiția. A aprins 33 de lumânări la mormântul sfânt. S-a simțit foarte emoționat și mulțumit din toate punctele de vedere. De tradiție și pioșenie a ținut cont și ministrul turismului. Dacă la plecare Elena Udrea a etalat o pereche de tocuri care ar provoca vertij și celui mai experimentat alpinist, odată cu sosirea la Zidul Plângerii, garderoba ministrului a suferit o transformare demnă de romanele lui Kafka. Uriașele tocuri s-au transformat într-o pereche de pantofi cu talpă joasă. Pe tot parcursul vizitei, Elena Udrea a fost nedespărțită de secretarul general al guvernului Daniel Andreescu, cea care și-a trimis subalternii să curețe vila din Giulești și și-a angajat tot neamul la REA APPS. Vizita oficialilor români se va termina astăzi, după discuția cu omologii israelieni. Prin joacă...